Programele pentru tineri sunt binevenite în condițiile în care șomajul este în continuare foarte ridicat în această zonă, atât în România cât și în alte țări europene. Există un program la nivel european, Inițiativa pentru tineri. În ce stadiu este? Cum se aplică? Există, dar nu am văzut foarte multe rezultate până acum. Ce opinie aveți despre acest subiect? Da. Noi discutăm, cred că momentul de față este un moment bun pentru a redefini și a vedea în principal cum putem cheltui mai bine fondurile europene alocate tinerilor față de cum am făcut-o în anii trecuți. A redefini modul cum facem ca acești bani să ajungă la tineri, să ajungă la întreprinzători, la tineri antreprenori care au nevoie de acești bani. Birocrația trebuie să fie redusă, proiectele pe care le finanțăm trebuie să fie mai bine prioritizate și așa mai departe. Sunt lecții din ultimii 7 ani învățate din toate statele Uniunii Europene care trebuie să aplicate acum, fiindcă acum avem un nou cadru financiar multianual, 2014-2020, și acum în primii ani, 2014-2015, decidem normele, detaliile privind aplicarea acelui program. Știm în linii mari câți bani avem pentru fiecare prioritate și acum decidem cum alocăm acești bani. Și de aceea acum este bine să ne uităm la bune practici, ce a funcționat în alte state, ce putem aplica în alte state, noi inclusiv în România. Nu tot ce a funcționat într-un stat funcționează și în alt stat, unul la unul, dar este un moment bun de reflexie, de a vedea ce bune practici pot fi aplicate. Și opinia mea este că evident, șomajul rândul tinerilor este mult prea mare în Europa. În medie sunt state în care situația e chiar dramatică, peste 50% șomaj în rândul tinerilor. Și opinia mea este următoarea. Nu trebuie să ajutăm tinerii doar după ce și-au pierdut locul de muncă prin politici sociale, ci trebuie prin stimularea antreprenoriatului, întărirea economiei prin competitivitate, investiții în infrastructură și așa mai departe, să prevenim ca tinerii să ajungă în situația de a fi șomeri. Evident, și sistemul educațional trebuie să fie aliniat cu nevoile pieței, trebuie să înveți în școală acele lucruri care să ți fie de folos pentru a-ți găsi după aceea un loc de muncă. De aceea și pentru mine aici inițiativa pentru IMM-uri, proiectele de sprijinire a tinerilor întreprinzători sunt esențiale pentru ca tinerii pentru a genera locuri de muncă de bună calitate, stabile, bine plătite, bazate pe cercetare, pe inovare, pe faptul că tinerii români sunt mai buni și nu doar mai ieftini decât tinerii din alte state. În acest sens, în privința promovării antreprenoriatului în tinerilor, aveți și ați avut o inițiativă a unui program special pe această zonă care completează cumva programul Erasmus pentru tineri antreprenori. Puteți să explica puțin în ce constă și în ce stadiu este, dacă se poate concretiza și când? Da, vă spun. La nivel european există următorul proiect. El se numește Erasmus pentru tineri antreprenori, prin care dacă ești un tânăr român și ai o idee de afacere, poți face un stagiu pe lângă un antreprenor de succes din altă țară europeană. Comisia Europeană te ajută cu bani. Scopul este să înveți de la un antreprenor de succes lucrurile de care ai nevoie pentru a-ți lansa tu cu succes propria idee. Acesta este un proiect european, este bun, vreau să continue. Numai că în România sunt și tineri care au idei de afaceri, dar care nu sunt dispuși să se mute în altă țară, din diferite motive, sau pentru care poate cea mai bună idee, adică antreprenorul cel mai relevant de pe lângă care pot învăța, este tot în țara noastră. Și de aceea vreau ca pe lângă acest program european, la care de altfel încurajez cât mai mulți tineri să aplice, fiindcă sunt fonduri europene pe care le poți accesa pentru a face un stagiu pe lângă un tânăr pentru un antreprenor deja de succes în altă țară. Deci pe lângă acest program european vreau să lansăm și să finanțăm în România de la bugetul de stat un program la nivel național pentru tineri antreprenori, în care dacă ești tânăr antreprenor din Vaslui, ai o idee de afaceri, să poți merge să faci un stagiu pe lângă un antreprenor de succes din orice loc în țara noastră. Vreau să încercăm să și stimulăm mobilitatea cu ocazia asta, adică guvernul, dacă te muți într-o altă zonă, să te ajute și cu plata chiriei, cu cheltuielile de relocare, și cred că e nevoie de acest proiect, exact cum v-am spus, fiindcă unii tineri nu sunt dispuși să se mute în altă țară. În plus, adesea poate antreprenorul cel mai relevant pentru noi este în țara noastră și dacă faci stagiu aici, în țara noastră, poți învăța și lucruri despre cadrul legislativ, despre aparatul de stat, birocrație,
educație și mai departe, pe care în altă țară, dacă le înveți, nu sunt relevante pentru aici. Deci proiectul european e bun, dar vreau să contăm cu un proiect la nivel național. Am scris în acest sens primului ministru în luna decembrie o scrisoare propunându-i acest program. Mi-a răspuns doamna ministru a muncii în numele primului ministru, spunându-mi că se fac foarte multe lucruri pentru tineri din România deja, că situația e foarte bună și nu e nevoie de acest proiect al meu, dar nu-i nimic. Discutăm în Parlamentul European aici despre astfel de proiecte și despre proiecte de mobilitate, de exemplu, pentru tineri de la școli profesionale, în afară de studenții de la Erasmus, și sunt încrezător că alte state vor prelua acest proiect al meu și dacă îl vom vedea aplicat cu succes, proiectul unui europarlamentar român aplicat cu succes în alte state, poate vom reuși să convingem și guvernul din România să-l aplice la un moment dat.